Acum filmăm în compartimentul în care sunt găzduiți pui generației 2022 din crescătoria campionului Oaie Daniel din Târșorul Vechi Prahova. Cum stați cu pui anul ăsta? Sunteți mulțumit de cum au reprodus? Da, foarte bine. Chiar sunt foarte mulțumit. Până la ora actuală aveam vreo 41, văd că au dispărut mai sunt vreo 39. A mai luat jupunul ceva? Nu, a luat jupunul, le-am dat într-o dimineață drumul și au dispărut vreo 10-15 și mi-au venit a, într-o zile. A, au plecat, da, i-au luat vreun stol ceva. Da, 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 și doi sau trei s-au dus și sunt cam speriați că ne-am făcut vaccinul de dimineață. A. Îi lăsați afară în ziua în care le faceți vaccinul sau nu? Nu, niciodată. Niciodată, așa e. Și am avut acum la apă că am avut probieții și le-am aruncat. Da. Frumoasă micuța asta voliera aici exterioară. Da, eu zic că e de ajuns pentru. Da. Lotul care ține de pui. La ce dată separați matca? Foarte târziu, dar v-am spus. Domnul Daniel. Acum mulți sunt foarte târziu. O separ, sunt pe ouă false, nu-i mai lasă spate. Deci îi țineți împreună, dar pe ouă false. Da. Arată bine, sunt sănătoși. Da, n-am avut probleme, cam de vreo 2-3 ani de zile cu puii. Cu boala puiilor nu, nu. Ne-am dat ce a trebuit. Da. Frumoși. Ăștia-s viitor. Ăștia-s viitor, într-adevăr. Spoară bine la stol, nu? Da, eu nu pun accent pe să-i antrenez, le dau drumul acum cât mai târziu, la 10:30-11 pe căldură. A. Da, boară cât vor, cât... Am deschis ușa, a ieșit. Nu mă interesează puii. Ia spuneți-mi, moșteniți pasiunea asta columbofilă de la cineva din familie? Nu. Dar când apăr? La ce vârstă? La 14 ani, cred. La 14 ani, nu? Da, cam așa m-am... V-ați apucat de, de sportul ăsta. Da. Vă mai ajută cineva din familie în creșterea porumbeilor? Nu, singur. Sunteți singur? Foarte. Și cum vă descurcați în timpul sezonului? Greu. Nu e dificil? Da, eu lucrez pentru la firma lui frate meu. Mai pot să-mi iau o zi liberă, mai... Mai vă înțelegeți cu fratele, nu? Da, dar e foarte greu cu separatul, cu exemplu când ne ducem în curs săptămânii la antrenamente, n-are cine să mi separe, las până seara împreună. E greu. Mai am un prieten aici, a venit, m-a ajutat. E greu. Foarte greu. De câte ori i-a antrenat în timpul săptămânii în afara crescătorii, să zic așa, îi duceți? De două ori. Cam de două ori? Între maratoane. Maratoane. Da, până la Lipia de două ori. Și întotdeauna îi duceți pe direcția de zbor? Sau nu neapărat? Da, nu, eu antrenez porumbei numai la Lipie. Lipie unde e? Pe ce zonă? Spre Buzău. Spre Buzău, nu? Da. Până în Buzău, până în Lipie. Acolo îi duc de ani de zile, acolo am învățat cu Nea Marian, de-aia am dus, că ei au fost profesori mei, Nea Marian și Dincă. De la ei am învățat ce am învățat cu porumbei și trebuie să recunoaștem. Da, așa e. Două nume mari, într-adevăr. Da, care îi respect că am ajuns, prin Dincă am ajuns la Nea Marian. Da. Prizându-i porumbelul, nu prizându-i, dându-i cineva porumbelul, asta a fost istoria. Chiar, cum v-ați împrietenit cu Dânsul? Așa ne-am împrietenit cu Nea Marian. A scris un porumbel la Marian. Nu, i-a scăpat matca, porumbelul a ajuns la prietenul meu, Dincă. Nea Marian a aflat, noi zburam la el, băi, că îmi dai porumbelul, da, ți-l dau, dacă demonstrezi cu acte că e al tău. Ți-l dau, a demonstrat, băiatul a fost foarte corect, Dincă Cristian ne-a dus porumbelul înapoi și am de atunci. Ați rămas prieten. Am rămas prieten și pe calea asta am și adus și a trebuit. Da. Și Cristi la rândul ești mare campion. Așa e. Eu am reușit. Păcat că s-a lăsat de porumbei, parcă, nu? Din cauza invidiei și din cauza mare invidie. Am filmat și la dânsul în crescătorie, în urmă cu mai mulți ani. El a fost mentorul meu. Da. Un om foarte care acum vreo oră m-a sunat. Da? Ia ziceți Daniel, sunt secrete la porumbei? Există secrete? Nu. Nu? Nu cred. Nu. Nici în pregătire, motivație, nimic? Nu. Ce motivație? Eu nu cred în motivație. Motivația, părerea mea, e sănătate. Cât se văd porumbeii de la zbor împreună? Doar când vin? Atât? Da. Atât, da. Nu? Da. Nu există secret. Ce secret? Eu n-am... Pastile, ceva, minune, le dați? Nu? Cred că dacă ar exista pastile, le-ar da toți columbofili ca să vină acasă. Câte una am plus? Da. Am columbofil care le dă, știu, nu există. Eu, dacă nu-mi place cum stă porumbeii în două zile, înseamnă că ceva nu e bine. Dacă îl simțiți, de exemplu, înaintea unei etape, că nu e în formă, îl angajați? Da, nu sunt, pe faza asta nu-s milos. Fiindcă acum un an nu am angajat locul 4 național, Costă Zmoală, m-am enervat și am băgat-o și a dispărut. Care era o femeie de top, venit cu locul 3. Și v-a fost ciudă după aia, într-adevăr. Da, prea.
Asta da, e, nu da. Avea ce să caute acolo, n-am răbdare, Cristi mi-a să oprești, eu n-am răbdare. Vin pui din urmă, ce să mă aglomerez cu mulți mebi. Acum, de exemplu, vă notați amănuntele de la anumite etape de concurs, așa, de exemplu, de la maratonul de ieri. Vă notați cum a fost vremea, cum a bătut vântul, cum au venit porumbei? Nu. Nu vă notați? Nu neapărat. Încerc să trimit porumbei mult mai mult încărcat, că e vânt din spate, că e vânt din față, nu țin cont de treaba asta. Nu ține, nu, nu aveți preferințe, nu vis-a-vis de de vânt, de... Să plece porumbei bine la mână. Da. Asta încerc. Și încărcați mai mult când pleacă, când plecați, încercați să fie mai... Cu vânt din față, că din spate, din lateral, eu așa... Da, și porumbelul bun trebuie să vină acasă. Să vină acasă. Domnul Cărmădoane avea o vorbă. Dacă îl trimesc slab, slab vine. Dacă îl trimesc gras... Dacă îl trimesc slab, vine și mai slab. Cred că avea dreptate. Da, da. Da. Așa e. Dânsul cu o mare experiență, așa e. Îți trebuie noroc la porumbei? Da. Când îți trebuie? Când îți faci cuplurile sau când îți vine... Și când facem cuplurile, cred și când vine acasă. Și când faci echipa și... Da, și la echipă și când sosesc. Și când sosesc. Am avut concursul care mi-a călcat, mi-au venit 3-4 oată și mi-a călcat care îmi trebuia și mi-a scos punctajul la porumbei de, da, de vârf, de top. Da. Că am jucat, v-am spus, și viteză, și demifond, și general, am ieșit campion și la general, și la as, am scos și viteză. Și am înțeles că ați renunțat la porumbei de general. Da, din cauza de ciuda că când scoate cineva capul, te mută, m-am mutat în Bulgaria, am jucat și am dat, am preferat să-i... Fiindcă nu-i frumos, părerea mea. Da. Pe acestă cale țin să-i mulțumesc domnului Chirica Cornel, că toți porumbei de-a întâia și a doua dânsului, de la dânsul i-am luat. Și să precizez că nu mi-a luat niciun leu pe niciun porumbel. Și vă dați și marfă bună. Da, da, da. Păi vă dați seama dacă am scos câțiva campioni naționali. Da. Jucând cu el, cu Toncu, cu Stimatu, cu toți vitezomanii să pui pe podium. Da. Nu-i așa ușor. Așa e. Și țin să-i mulțumesc și lui Chirica. Da, am renunțat că e foarte greu. Da. Foarte, foarte greu. Ca să ajungi campion național, îți trebuie și puțin flair, așa? Ce părere aveți? Talent la porumbei sau e suficient să citești din cărți și să... Da, eu spun că e mai multă practică. E mai multă practică, nu? Ochi, da. ochi, da. Mână, nu? Da, 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 da. Eu am avut ocazia, norocul, v-am spus să stau lângă doi crescători foarte buni, care sunt prieteni cu Dincă de 15 ani, cu Nea Marian, de până 2001-2002 ne-am împletit foarte bine cu el și de la ei am învățat. Auziți, dar le-ați învățat sau le-ați furat? Sau și și? De la Cristi chiar le-am învățat. Adică vi le spuneam, da, nu? Da, 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 da. Tot ce îl întrebați, da, vă răspundeam. Da, 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 da. A fost un foarte bun prieten de-al lui. Și Nea Marian, dar Nea Marian era mai, puțin mai retras, mai... Dar mai stăteam cu el seara mai târziu și mai... Dacă stăteați mai mult de vorbă, da, mai ziceați câte ceva, nu? Da, da, la 12, 1, 2, da? Cu Cristi, da, fiecare vremea numai la... Și ne mai spunea, ne-a învățat la rândul lui. Da, trebuie să băgați la cap, venea să le notați ca să... Nu, am notat, am băgat la cap. Ați băgat la cap. Nu scriu niciodată pe caiet, nu. Da, nu, că sunt unii care își notează. Nu. Detaliile unei etape, de exemplu, de concurs, cum a avut vântul, cu ce viteză, din ce direcție, cum au venit porumbeii, din ce direcție, nu, cât de afectați des, fizic sau... Rădăuțul, da, etapa trecută am luat bătaie cu 25 de minute avans, care eu nu prea luam bătaie, dar tot băieții au râs. Eu le-am zis, băi, nu luați în râs, că am pregătit porumbeii pentru... Următoarea etapă. Da. Ce m-a interesat fix acum, s-a demonstrat contrar. Știu că le-a zis, i-ați atenționat, da, el, nu? Vis-a-vis de greutatea etapei. Să avem etapă foarte grea. Și n-au crezut mulți. Nu, am prieteni la Stoinești, care au porumbei la mine, care au băgat toți iarlingii, le-am spus să-i frâneze, că nu o să fie etapă. Adineață m-au sunat și... Ce au zis, ai avut dreptate. Da, eu aveau 4 porumbei din 17, nu le-a convenit. Da, greu. O floare nu face primăvară, le-am spus că le-a venit unul și la alte pierde. Da, așa e. Da. Cam asta e cu porumbei. Îți trebuie muncă, tenacitate, răbdare la porumbei, este? Muncă multă. Muncă multă, este? Foarte multă muncă. Poți ajunge campion peste noapte? Nu. Nu există, nu? Până n-ai o sușă de porumbei formată. Da, eu din 2001 când am luat de la Dincă Cristian, 2001, 2002, de la Nea Marian, 2003, păi, cred că am ajuns și eu la expoziție după vreo 5 ani. După 5 ani? Da, da, cam așa a fost, 4-5 ani, dar am ajuns. Bine, dar a jucat și la o categorie dificilă, maratonul nu... Da, atunci a jucat mai multe etape, tenifond, general, fond, maraton
Și de atunci nu prea mai lipsit din expoziția națională. De câțiva ani sunt și de cupe, și de... Dacă într-o zi vă bate cineva la poartă un puște, așa, de exemplu, vreo 12-13 ani și vă cere detalii despre porumbei, ce l-ați învățat? De unde să-și cumpere? Cu ce să înceapă? Cu ce porumbei? Tineri, mai bătrâni? Tineri, părerea mea, tineri. Pui, nu? Da. Așa pui, nu? Da, să ducă să ia la cineva apropiat de la el din sat. Da. Adică și noi am luat acum mai mulți ani și de la alții și s-au dovedit că n-au făcut față. Pe zona de asta, nu? Da, să fie crescător corect, că mulți dau pedigree și... Hârtii și atât? Da. Și spun că nu merg porumbei. Am prietena cu care a venit la mine și că m-a băgat câteva mii de euro și mi-a spus că nu-i merge de 5-6 ani de zile. Eu la un moment dat am spus, băi, da, poate să fie și crescătorul, că nu merge unul, doi, dar chiar toți. Toți, da, până la un moment dat, spun că păcălesc crescătorul, dar nu prea cred nici asta. Da. Nici la ei nu se uită. Zic eu că asta e. Au zis, dar unul mai tânăr care, de exemplu, vine să cumpere niște pui de la noastră, îi mai dați și niște sfaturi, dacă da, îți cere? Da, dar le-am spus la... Vis-a-vis de pregătire, vis-a-vis de... Da, dar le-am spus, dar mulți nu o pun în practică. Nu pun în practică. Am învățat mult, dar nu. Deci eu consideră că dacă au luat păsări, de exemplu, de aici, trebuie să iasă... Da, campioni. Păsări cu rezultatele de la noastră, nu? Am oameni care m-au sunat ieri că porumbeii la mine nu merg. Bine, unii între ei. Ca ieri, că a fost o etapă grea, m-au sunat că a venit porumbeii la mine primii. Da. Să fii sănătoși. Da. Deci, dar trebuie să înveți ceva din asta. Da, trebuie să înveți. Da. Foarte multă muncă, foarte multă. Da. Stres. Să observi porumbeii, să vezi. Obligatoriu, caracterul să știi ce fiecare, poteț, da, care cum vine. Da. Pe ce etapă, caniculă, vânt din spate, vânt din față. Eu am câștigat și cu vânt din față și cu vânt din spate. Diferă etapă de la etapă, am putut să o câștig. Da. Eu zic că am avut și rezultate foarte bune. Așa e. Și sper să am în continuare. Și noi vă dorim toate cele bune, vă mulțumim pentru amabilitate. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Asta e prima vizită pe care vă facem acum. Vă mai aștept pe la mine. V-am găsit, știm unde stăm, o să mai venim. Da? Că așteptăm cu Mihaela, așteptăm. Sunt mult mai frumoase ca etapa asta, alea îmi plac mult mai mult. Vă plac mai mult, nu? Da. Cu Mihaela, toate alea care... Gold Up-ul, am ajucat etape de două zile, am câștigat, jucând cu Claudiu Storescu, cu Nea Marian, cu Dumitrache, am jucat, n-am fugit niciodată de concurență. Vă place, da? Și dacă am luat locul 30. Asta e. M-am mulțumit că am fost cel mai prost dintre cei mai buni decât cel mai... Ba da, Cristi avea dreptate la faza asta. Da. Am câștigat și cu ei am ajuns în expoziția națională, jucând cu Nea Marian, jucând cu... Așa. Dincă, era spumă. Da, așa e. Nu, dar aveți niște maratoniști aici pe zona Prahovei. Da, foarte, foarte bun. Buni. Foarte, foarte bun. Investitor de calibru. Cât că este ciuda mare, domnul Alexandru, fug. Exemplu, cu noi la Târșor ne vor să joace. Da. Cum nu vrea să joace străinul, stă la 5 km, nu vrea să joace Stoineștiul. Cum vă explicați? E frică de bătaie, nu? Păi da, păi de ce credeți dumneavoastră? Deci e vorba între noi și să duc și joacă cu Floreștiul. Păi nu, e frumos, oameni. E bine că spuneți asta. Păi cum, eu sunt omul care ei nu prea deschis. Mă suferă, da, sunt foarte deschis. Pe cum? Sunt omul care le spun în față. Am jucat la ei în cluburi, m-au dat afară, mă. Da, nu m-am primit. Am plecat, am... Asta e. Da, păcat. N-avem ce face, mergem în continuare. Dacă e problemă să îmbarcăm la Dâmbovița acolo, mergem. Așa e. Da, asta e singurul lucru care mă oftic, că nu vor să jucăm împreună. Ar fi mai bine, ar fi concurență mai mare. A demonstrat că s-a jucat din 19.000 în 30 ceva de mii altceva. Când e un loc de 100 din 10-12.000. Așa e. Da, nu, vreau. Valorează mult mai mult decât cum? Locul 10 100%. Din 500 de porumbești. 100%. Da. Dacă așa gândesc ei, domnul Alexandru, așa. Eu n-am porumbei scoși pe club. Toți porumbei și acum un an au punctele bune, cele mai bune puncte pe lansare. Au venit de top câțiva dintre ei. M-am uitat la unii crescători care au luat din 200, n-am fost niciodată de acord să scoți 250 de porumbei din 300, care m-a bătut cu 3 puncte, al meu din 3000 a avut locul 3, 0 puncte și al lui din, a avut 0 mai... Așa. În 39 e frumos. Așa. Asta e. Cine știe? Poate încet, încet. Da. Sper să... Că ne-am unit toată Prahova cu să o ținem așa. Că e o putere. Așa. Chiar că e o putere. La UCPR, am fost 34.000 la prima lansare la UCPR-ul. Eu, dacă ne uneam și cu FCPR-ul... Da, chiar ar fi fost dublu. Vă dați seama, dumneavoastră știți? Da. Dar nu se vrea din cauza la interese. Părerea mea că din cauza banilor, din cauza...
poate să mulți vrem multă lume, ba da. Locul 1 o să fie unul singur de la, din 60.000. Da, da, e locul 1. E locul 1, știu. Da, și cred că e mult mai valoros. Așa e. Nu să vrem, asta este. Mulțumiri încă o dată. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Pentru pasiune, pentru rezultate obținute și da. Multă baftă în continuare, vă doresc, domn Daniel. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept pe la noi. O să mai trec, cu stimă. Da, o zi bună. Toate cele bune.